În urmă cu mai bine de un deceniu, când a ales să facă parte din primul său proiect de televiziune, Sorin Bondea nu bănuia în ce mod îi va schimba viața MasterChef. Azi se bucură de un capital imens de popularitate, iar colegii de platou îi sunt mai mult decât prieteni. I-au devenit o a doua familie. A fost ca o întoarcere acasă. MasterChef este un show cu o semnificație aparte pentru mine, pentru că a fost începutul meu pe micul ecran. Emoțiile au fost mari, e adevărat, dar erau emoții constructive. Să mă revăd cu Gina, Florin și Cătălin în acest format a fost ca o reuniune de familie, ca acel moment când, după ceva timp, familia plecată în diferite colțuri ale lumii se reunește și se strânge în jurul mesei. De sărbători! E o bucurie să împărtășesc din nou această călătorie cu ei, mai ales că avem o chimie anume, care ne leagă și ne ajută să ne completăm perfect. Sorin de acum e mai calm, mai răbdător și, poate, ceva mai înțelept. La 42 de ani, eram mai nerăbdător, voiam totul repede. Dacă ar fi să-i dea un sfat, i-aș spune să se bucure de proces, să nu se streseze atât de mult. Regrete mari nu am, pentru că fiecare pas, bun sau mai puțin bun, m-a dus unde sunt azi. La prima întâlnire cu soția ta, i-ai dat un trandafir roșu, iar de atunci ai făcut un obicei din asta. Te consideri un bărbat romantic. Cum îți surprinzi soția? Mă consider un bărbat romantic. Dar într-un mod discret. Încerc să-i fac mici surprize, cum ar fi să-i gătesc preparatele preferate sau să-i ofer flori fără un motiv anume. E felul meu de a-i arăta că o iubesc și că apreciez tot ce face pentru noi. În continuare păstrez acest obicei. De ziua ei îi aduc trandafiri roșii. După 2 luni de relație, ne-am logodit. Țin minte că ne-am făcut verighete la o bijuterie undeva în spate la Cocor, iar după 5 ani ne-am căsătorit. A fost ceva simplu, fără artificii sau planuri complicate. Am vrut să fie un moment autentic, doar despre noi doi, de care să ne reamintim cu drag și peste 10 de ani. Cred că secretul este o combinație între respect, comunicare și umor. Nu suntem perfecți, dar învățăm mereu unul de la celălalt. Disensiunile le rezolvăm discutând și punând lucrurile în perspectivă, ascultându-ne unul pe celălalt. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.